Postul Paștelui din acest an a început de astăzi. Paștele ortodox va fi pe data de 2 mai, în timp ce Paștele Catolic va pica pe 4 aprilie. Cel mai lung și cel mai aspru post din an durează 40 de zile, la care se adaugă săptămâna patimilor. În postul Paștelui, creștin ortodox și adoptă o atitudine spirituală, se roagă și își curăță sufletul, dar nici nu consumă alimente interzise precum carne, brânză, ouă și lapte. Pe durata postului există și dezlegări la pește, zile în care cei care postesc au voie să consume mâncăruri din pește. Astăzi, luni 15 martie, începe Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști. Este cel mai aspru și lung post din cursul anului bisericesc. El este tot de 40 de zile, dar pentru că se adaugă și săptămâna patimilor, avem, deci, pe lângă cele șase săptămâni ale postului, mai avem o săptămână specială, care este, de obicei, în care se ține un post mai aspru decât în restul parcursului postului Sfintelor Paști. Avem decât două dezlegări la pește, una pe 25 martie, de bunavestire, și una de flori, cu o săptămână înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce este frumos acest post? Pentru că avem și slujbe speciale, unice în parcursul anului bisericesc și uh, uh, care ne apropie de viața spirituală și de viața întru Hristos. Pentru că postul nu, nu înseamnă numai renunțarea la a mânca și a bea anumite alimente, ci și a te ruga mai mult, a te Îmbunătăți spiritual mai mult, apropiat de voia lui Dumnezeu mai mult. Postul Paștelui reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patim sau fapte rele. Aceste lucruri înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. De asemenea, pe toată această perioadă nu se fac nunți și botezuri.